tehnica Michael Chekhov este specială prin faptul că deschide foarte mult orizontul imaginației noastre. Cred că e foarte important să ne amintim de faptul că mintea, sufletul și corpul nostru sunt un întreg și de asta tehnica începe ca mod de lucru prin antrenamentul psihofizic. Și atunci sunt aceste exerciții care ne îmbunătățesc mijloacele de expresie și care ne amintesc că suntem un tot unitar. Tehnica asta te ajută foarte mult să găsești diferențele dintre tine și personaj și să le accesezi în scopul creației. Și se caută diferențele între felul tău de a gândi și al personajului, felul de a simți și felul în care îți atingi scopul, obiectivele. Și cred că asta e foarte frumos, se pune în balanță acest thinking, feeling, willing. Și întotdeauna îmi place să spun că prin tehnica asta găsim libertate într-o structură. Ți se dă o structură foarte clară și niște mijloace de a te exprima și înăuntru lor ai libertatea de a crea și a te juca cu tot ceea ce ai primit, încât atunci apare bucuria de a fi în fața camerei, de a fi pe scenă, de a exprima ceva. Apare o lumină, o căldură a oamenilor care se întâlnesc într-un spațiu scenic și spun o poveste. E foarte mult despre conștientizare, e foarte mult despre atenție și despre intenție. From motion to emotion. Asta ar fi tehnica Michael Chekhov pentru mine. Mișcare, emoție, imagine.